La Spitalul Județean de Urgență Deva a avut loc luni 21 februarie prima prelevare de organe și țesuturi din acest an de la un pacient de 54 de ani aflat în moarte cerebrală, a cărui familie a fost de acord să dea o șansă unor semeni necunoscuți, a anunțat Agenția Națională de Transplant. În urma gestului plin de altruism al unei familii care a fost de acord cu donarea de organe și țesuturi, alte trei vieți vor fi redate unor semeni aflați în suferință prin transplant hepatic și renal, iar alți doi pacienți își vor recăpăta vederea, se arată în comunicatul Agenției Naționale de Transplant. La Deva au fost prezente echipa de prelevare de ficat a Institutului Clinic Fundeni, echipa Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca pentru rinichi și echipa Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București pentru prelevare cornee. De la Spitalul Devean au fost implicați un număr de 6 medici și personalul sanitar și auxiliar al secției ATI. Centrul de prelevare organe funcționează la Deva din anul 2013. Aproximativ 20 de prelevări s-au făcut în acest timp. În ultima perioadă, într-adevăr, a fost o scădere a dorinței de a dona organe, dar ne bucurăm că am început anul cu un astfel de procedeu sau cu astfel de prelevare de organe. Sigur că este un eveniment nefericit pentru o familie când un membru al familiei este declarat în moarte cerebrală, însă salutăm sau, mă rog, ne bucurăm că înțeleg ca donând organe pot să facă fericite alte familii și dau șansă la viață unor alți oameni care au nevoie de astfel de intervenții. S-a prelevat de la un pacient în vârstă de 54 de ani, s-a prelevat ficatul și s-a transferat la Institutul Clinic Fundeni la București, rinichii la Cluj și cornee pentru Spitalul de Urgențe Oftalmologice București. La CJU Deva s-au mai prelevat organe și în anul 2019 și 2021.